Cartea Proverbe, capitolul 22, versetul 1. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Și aș dori să mai citim din Psalmul 55 cuvintele care sunt exprimarea trăirilor Mântuitorului, care, așa cum am auzit, l-a iubit pe Iuda. I-a fost tovarăș, i-a încredințat atâtea slujbe, atâtea lucrări. Versetul 12 din Psalmul 55. Nu un vrăjmaș mă batjocorește, căci aș suferi. Nu potrivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m-aș ascunde dinaintea lui, ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce și prieten cu mine. Noi, care trăiam împreună într-o plăcută prietenie și ne duceam împreună cu mulțimea în casa lui Dumnezeu. Și aș dori să mai citim relatarea, de data aceasta, a unui prieten din anturajul lui Iuda, într-un moment după tristele evenimente care au avut loc după Săptămâna Mare, după înviere, după înălțarea Domnului la cer, și relatează, e vorba de Apostolul Petru, evenimentul acesta atât de trist din viața grupului de ucenici ai Domnului. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 16. Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui. A căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea Psalmilor este scris: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea, și slujba lui să o ia altul. Aș dori 2-3 minute. În Evanghelia după Ioan se spune despre două etape importante în viața lui Iuda: o închidere și o deschidere. O închidere cu cerbicie față de Domnul Iisus, față de dragostea lui, față de adevărul lui, și o deschidere întâi pentru gândul pe care Satan îl pune într-o inimă închisă pentru Domnul Iisus, dar deschisă pentru dragostea de bani, sau puneți orice alături în afară de Domnul. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, și orice inimă care se închide nu poate să rămână închisă, se deschide. Și în faza imediat următoare, în capitolul 13, după ce Domnul i-a dat bucățica de Paște, din mielul de Paște care trebuia să
Mi-aduc aminte de eliberare, de mântuire, de sânge izbăvitor lui Iuda. Spune că nu doar gândul satanei îl găzduiește Iuda, ci satana a intrat în Iuda. Și te întrebi, când Iuda se pierde un ucenic, se pierde un credincios, Domnul Iisus zice, și ne dă el răspunsul, zice nu, se pierde un drac. Și închei. Dragii mei, trăim într-o vreme când fiecare zicem că suntem creștini. Și chiar aici. Un frate din Vălen de Munte, un om temător de Dumnezeu, a spus că a avut de curând un vis foarte groaznic. Și a visat adunarea din Carol Davila în veșnicie. Și erau foarte multe fețe care nu erau în rai, erau în iad. Asta a mărturisit-o dânsul cutremurat. Dar nu e valabil neapărat un vis. Dar aș vrea să spun din ceea ce spune Domnul Iisus. Vor veni mulți în ziua aceea și vor zice, Doamne, n-am fost noi cu Tine, n-am mers noi la adunare, n-am făcut noi. Pentru cine ești deschis? Pentru ce ești deschis în viața ta? Domnul să ne cerceteze prin cuvântul pe care l-a auzit, să ne dea un duh de pocăință și nu cumva să facem parte din aceea al căror sânge se varsă în Acheldama, ogorul nelegiuirii, ci să fim dintre aceia despre care am citit. Domnul Iisus ne vea prieteni ai crucii Lui, frate de cruce cu mine. Și apoi este sângele Lui care s-a vărsat pentru mine, pentru tine, ca într-adevăr să purtăm împreună crucea noastră după El care a dus crucea mântuirii noastre într-o săptămână ca aceasta, săptămâna patimilor, și fie, dacă suntem ucenici ai Domnului, să devenim mai buni, cu adevărat. Dacă nu este nașterea din nou și sunt gândurile celui rău în inima noastră, să ne deschidem pentru dragostea Lui. Este unul singur fiul pierzării, dar o să fie mulți în pierzare. Pentru că dragostea Domnului Iisus Hristos refuzată înseamnă alegerea pentru iad. Amin.